Trenurile noastre, cum e să-l bați pe Vlădoi? Sigur, acum fiecare avem altă muncă, suntem antrenori, ne apărăm interesele, dar eu cred că echipa a făcut un joc foarte bun astăzi. Am știut că avem un meci foarte greu cu o contracandidată, dar mă bucură faptul că echipa a jucat bine și pe final am câștigat meritat. 10 puncte în ultimele 4 partide, 10 puncte din 12 posibile. Te așteptai? Când ai luat-o, practic, când ai luat această echipă, era fără speranță. Sigur, fiecare punct este important, mă așteptam, eu am încredere în echipă, știu ce potențial are. În continuare, sincer să vă spun, mă bucur acum pentru cele 3 puncte la național, dar nu ne ajută numai aceste puncte, trebuie în continuare să muncim la fel sau să ne antrenăm la fel de bine ca până acum și următorul joc să luăm punct sau puncte. O întrebare care interesează pe suporterii lui FC Argeș, ce s-a întâmplat cu Prepeliță? Prepeliță s-a simțit rău înainte de joc și sigur, el sau tot jucătorul știe mesajul meu, un jucător care nu este 100% apt, nu pot să mă bazez pe el. Și el, am discutat cu el înainte de joc și a zis că nu este apt pe această partidă. Și am folosit alt jucător, care a dat randament, dar eu cred că asta toată echipa trebuie felicitată. Îți mulțumesc foarte mult și îți doresc succes în continuare. De partea cealaltă îl avem pe golgheterul echipei FC Argeș, Ciprian Tănase. Te cam acuza lumea la început că nu dai goluri, că nu ți-ajuți echipa. Acum cum e? Așa e, așa sunt suporterii. Au și ei partea lor de adevăr, dar sunt foarte bucuros că astăzi am luat toate cele 3 puncte și cu atât mai mult am și marcat. Nu te bucur, uite, din ce în ce mai mulți vin cu voi acum și în deplasări. Da, asta ne bucură foarte mult și sperăm să-i facem bucuroși la fiecare meci. Că avem nevoie de puncte și ne dorim foarte mult și locul nostru normal deci nu e acesta. Se vehiculează ba numele lui Neaga, ba numele lui Ionel Ganea. Tu cum reacționezi la veștile astea? Nu știu, vă dați seama, sunt niște jucători de valoare. Ne dorim să-i avem la noi, dar nu știu, asta conducerea clubului va decide cine va veni și cine va pleca. Asta ar însemna concurență pentru tine. Da, cu atât mai bine. Cine mai bun să joci? Orice jucător de valoare e binevenit la FC Argeș și mai ales în momentele astea grele care le avem. Da. Îți mulțumesc foarte mult și îți doresc succes. Așadar, FC Argeș își învinge aici cu 2-0. Locul 16 este părăsit în acest moment. Sunt Mădălin Negoiță și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit.